Un spectacol de excepție va avea loc la Suceava. Iubitorii de muzică clasică au ocazia să participe la concertul Bogdan Ota și Nordic Sonata Orchestra, ce va avea loc vineri 7 iunie, de la ora 19, la Auditorium Iosef Schmidt, Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava. Spectacolul face parte din turneul național de promovare a albumului împreună cu Nordic Sonata Orchestra, un proiect de New Age simfonic ce reunește instrumentiști de primă valoare, ce l-acompaniază pe artist în concertele sale. Primul concert din acest turneu a avut loc în februarie în Cluj, pe scena Operei Naționale, și s-a bucurat de o reacție copleșitoare din partea publicului. În luna martie, artistul a concertat în Perth, iar în luna iunie va reveni pe continentul australian pentru alte două concerte, urmând apoi să plece în Statele Unite, unde fanii l-așteaptă cu nerăbdare. De asemenea, Bogdan Ota va concerta pe 14 și 15 iunie în București, într-un spectacol total de sunet, lumini și efecte speciale. Acest spectacol s-a născut dintr-o viziune artistică de excepție, la baza căreia se găsește întâlnirea splendidă dintre muzică și imagine vizuală. Evenimentul propune o viziune constructivă asupra conceptului biblic și asociază revelația, apocalipsa cu reconcilierea, iertarea, renașterea, salvarea, un nou început, speranța și recompensa divină. Distrugerea simbolică a vechilor principii ale omenirii face posibilă reconstituirea acestei pe noi temelii de justiție și echitate. Revelația reprezintă exact momentul declanșator al unei etape de progres spiritual. Bogdan Ota este unul dintre cele mai sonore nume din industria muzicală contemporană și unul dintre artiștii români cu cea mai spectaculoasă ascensiune din ultimii ani. Absolvent al Universității de Arte George Enescu din Iași, artistul român cunoaște succesul și confirmarea genialității sale în întreaga lume.